în ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile conform devizului general al proiectului tehnic aferent investiției. Vedere fructoare, sunați la încercare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile actualizate conform OUG numărul 114/2018 aferent investiției modernizare drumuri de interes local în Cernoare. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile actualizate conform OUG 114/2018 aferent investiției construcție grădiniță cu program normal în satul Nicoiești, comunitatea Cernoare. 4. Proiect de hotărâre privind casarea mijlocelor fixe și a obiectivelor de inventar aflate în patrimoniul comunei Ștefan cel Mare. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de domnire a registrului agricol la nivelul comunei Ștefan cel Mare. 6. Informarea primarului comunei privind starea economică, socială și de mediu a comunei. Și 7. Diverse. Cine este de acord? Dar sunteți de acord cu eu nu pot să spun. Da, să așa că eu am zis că tu nu vrei să vorbești cu tine. Dar nu mă lasă. Bine? Aveți cum vă amine. Dacă sunteți de acord, să trecem la punctul 1. Aici cu aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile. Să vă rog să dați și telefoane pe aici. Da? A unde crezi cu Doamne? O? Vedem. Da, aici este vorba de... Știți că și anul trecut s-a aprobat investiția de amenajarea trotuarelor, da? Și acum, conform hotărârii, conform legii 114, s-a modificat un pic valoarea. Dacă... Având în vedere hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 22.11.2017 privind aprobarea investiției, oportunități și potențialul economic al investiției, amenajare trotuare, informații funcționale de 4, compartimentul de specialitate înregistrat sub numărul 1910 din 20.3.2019 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile conform devizului general a proiectului tehnic aferent investiției. Se... Știți că proiectul era undeva la 477 investiții. Era la 477.793 fără TVA și de 568.119 cu TVA impus, da? Acum, prin modificarea legii, s-a mai adăugat undeva la 10.000 de euro fără TVA, 12.555 de euro cu TVA impus. Asta știți foarte bine despre ce e vorba, modificarea salariului minim de economie, da? Nu, majorarea. Majorarea salariului minim de economie. Domnul de dacă aveți ceva de zis, mai mic. Discuții? Minim. Domnul, mai discuții, dar să dacă aveți ceva de nu avem, deci nu iau ceva. Domnul Rubin. Nici o modificare, nu implică da, am înțeles. Modificările așa, analiza financiară. Dar poate că scapă mie ceva aici. Am și uitat de atâta timp când am aprobat acest proiect. În ce costă trotuarele astea? Ca să știm foarte bine și rămâne și înregistrat. Cât? Lungimii și termen, da. Oricum știți, doar să și discutat pe partea dreaptă cum să merge spre ajută. Începând de la, primărie până la Gărbovana, da. Tot de-a lungul drumului. La și primărie, de aici, de la pot, de la perilă, de aici. De la primărie. Și partea asta înaltă, de la școală până la bibliotecă acolo. Termen de execuție. E vorba de, e vorba de ordinul de începere trebuia să înceapă de vreun an. Dar am tot lungit-o
Ne-au promis și de la CRAP că o să vină cu modernizare, cu canalizare. Și am zis că hai să mai ținem alea pe pilot, fiindcă, na, dacă face rotoare, o să vină branșamentele, o să vină și o să se trece rotoare. Nu mai putem aștepta, trebuie să ne dăm curs acestui proiect, că nu mai, nu ne mai ține bani. Banii sunt în cont pe 2017 și... Perioada de execuție nu mai execuție. Perioada de execuție... 6 luni. Nu, 6 luni. Nu, nu se supune. De ce vreau să vină? Da, de ce așa știu? Ce așa știu? Nu, 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 dar tot la aceeași proiect mai aveam ceva? Mai aveam și drumuri, aici? Acum, la următoare, de aceeași chestie, da? Supără la vot. Este pentru abține, împotrivă, punctul numărul de drumuri. Punctul numărul 2, modernizare drumului de interes local, e tot conform hotărârii, tot legii 114. Nu avem prins aici, domnul Cătălin, de asta mă surprinde.
modernizarea la drumurile la ulici. Să spun așa că... Ce? Deci s-a făcut balastarea la câteva ulici. Una știu eu. Nu văd că nu-i prins nicăieri. Unde este prins aia? Balastarea e balastarea. Vorbim și aici generic, balastăm din miliarde de lei și nu spunem unde, deci cât. Romică, astea sunt investiții care sunt în lucru, da? Balastarea, despre drumurile care se balasteze, care vor să se balasteze, vorbim la buget. Vorbim când se face bugetul, atunci alocăm bani pentru drumurile respective, pentru uliți, pentru logii, da? Nu alocăm la momentul ăsta. Nu vorbim despre drumurile care sunt balastează. Discutim. La punctul 2. Dacă nu vorbim cu tine. Da, da, da. Nu. Discutim. Cine este pentru? Abține. Cătălim cu numărul 3. La punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile actualizate conform OGR 114, aferente investiției construire grădință cu program normal. La fel și aici, după cum știți, au fost aruncată o sumă și acum, prin modificarea, prin creșterea salariului minim pe economie, s-a modificat și aici valoarea. Nu se la indice de calcul. Se calcul minim în construcție. E aceeași chestie. Păi minimul e una și construcția. Minimul e toată țara. Minimul mare. Aveți ceva de discutat? Spuneți. N-am discutat. La indice ce? Discuție. Cine este pentru? Punctul numărul 4. La 4. Avem proiect de hotărâre prin pasarea mijlocelor fixe. Deci proiect de hotărâre prin pasarea mijlocelor fixe și a obiectivelor de interes de inventar aflate în patrimoniul comun și după cea mare. De foarte mult timp, la nivelul primăriei, nu s-au mai casat din bunurile aflate în grijă. La nivelul fiecărui birou, da? Și acum s-a făcut un inventar, s-a actualizat, s-a văzut ce bunuri mai sunt și care mai sunt, foarte mult. Tot marea majoritate din plenării, dacă vreți tot ce spun aici, tot ce s-a casat, e vorba despre popoare, despre fișete, dulapuri, frigider, sistem de alarmă, calculator, imprimantă, ce mai e? Ce nu, deci numai containe. Sunt discuții aici. Două fișiere, un calculator. Cine este pentru? Tot felul. Dar numai bunul să casează domnul Cătălin? Domnul Cătălin, numai bunul că așa ceva de casa de vreo 20 de ani. Național. RANE. Prescurtat.
În vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta. Registrul agricol, pe suport de hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informații, va fi numerotat, parafat și sigilat, firele necesitând a fi cusute pentru evitarea desprinderea acestora ca urmare a utilizării îndelungate a registrului agricol, precum și înregistrat în registrul de intrare și de la nivelul autorității respective a administrației publice locale, a comisiei. Mă răspunde permanent, doamna Stratachi Gabriela, Muntea Noalina, inspector cu atribuții privind registrul agricol. Centralizarea datelor din registrul agricol, în conformitate cu normele tehnice de completare a registrului agricol, pentru perioada 2005-2011, aprobat prin ordinul numărul 734-480-2003 din 2015. Permanent. Răspunde doamna Stratache Gabriela, Muntea Noalina, inspector cu atribuții privind registrul agricol. Realizarea modificatorilor componentei la nivelul comisiei naționale, atât cu pozițiile din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât și cu numărul din rolul nominal unic privește pe contribuabilul respectiv, în situația în care perioada anterioară a avut deschisă poziția asta în registrul agricol, se va face mențiunea poziției nouă. Permanent, doamna Stratache Gabriela Carmen și Muntea Noalina. Înscrierea datelor în registrul agricol, permanent, doamna Stratache Muntea Noalina. Luarea tuturor măsurilor pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, tot doamna Stratache și doamna Alina. Registrul agricol în format electronic trebuie să furnizeze la termenele stabilite la cerere date ce pot caracteriza în rând de formular o structură administrativă teritorială pentru unul sau mai mulți ani, pasând codurile de rând și denumirile de rândul formularelor registrului agricol pe suport de permanent, răspunde doamna Stratache și doamna Mâncă. Și tot așa, înscrierea datelor în registrul agricol se face cu bază declarației din date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau în lipsa acestea, atât al unui membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate de plină de exercițiu după cum urmează. Privind vizarea persoană fizică cu caracter general agricol, la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din proprie inițiativă sau pentru rezolvarea altor probleme, pe bază declarației primise prin poștă, cu conformitate de primire pe cheltuială a persoanei care are obligația de a fi înregistrată în registrul agricol, pe baza unui procur notarial date de capul gospodăriei, prin inventarierea la sediul primirea persoanelor fizice sau juridice care au obligații să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol, permanent răspunde doamna Stratache și doamna Munteanu. Ori de câte ori intervine modificarea registrului agricol, referitoare la termenul, la categoria de folosință a acestora, la clădiri, la mijloace de transport sau la orice alt termen deținut în proprietate, după caz, de natura sa, de natură să conducă modificarea oricărui impozit și taxe locale prevăzute la legea numărul 227 în 2015, codul fiscal, modificările și completările ulterioare. Funcționarii cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrul agricol au obligația de a comunica aceste modificări funcționarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării. Datele instrumentare la nivelul oricăror compartimente de resort și din cadrul aparatului de specialitate al primarului și care fac obiectul înscriere în registrul agricol, se comunică cu compartimentul de resort cu atribuții în acest sens în termenul 3 zile lucrătoare de la data înregistrării lor prin grija membrilor compartimentului. Răspunde permanent doamna Stratache și doamna Munteanu. Se asigură publicitatea pentru perioadele în care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol,
tot doamna asta de practic cu doamna Punteanu. O atenție deosebită se va acorda în înregistrării contractelor de arendă, doamna Stratache și doamna Munteanu, coordonarea, verificare și răspunderea de modul de completare și ținerea registrului agricol. Aici răspunde secretarul comunii permanent. Acordul prealabil pentru modificarea datelor înscrise în registrul agricol, domnul secretar, doamna secretară. Persoana responsabilă cu urbanismul va informa permanent compartimentul registru cu privire la construcțiile noi finalizate sau în curs de finalizare în vederea înregistrării în registrul agricol. Permanent răspunde Turpan Cătălin, inspector urbanist. De două ori pe an, de câte ori e nevoie, secretarul comunii va verifica concordanța dintre cele două forme de registru agricol. Răspunde doamna secretară. Cam Registrele vechi de prin anii 50-60 se transcriu cumva sau rămân? S-au transcris. Da. S-au transcris. Spun asta pentru că S-au preluat de la 4 ani și unde au intervenit modificări de vânzare, de cumpărare, de YouTube, s-au făcut mențiune respective. Întreb asta pentru că în urmă cu câțiva ani părinții mei au dedicat un teren, l-am găsit, că era secretar, doamna închis. Am găsit terenul la registru agricol, întâmplarea a făcut, am solicitat o fotocopie, iar în momentul când am decis, când am depus cerere, a trebuit o adeveriță. Erau transcrise terenurile în alt registru și nu mai figura această suprafață. Ulterior am găsit fotocopie și am rezolvat problema. Dar a spus că trebuie multă atenție acolo la chestiunea. N-ați mai găsit nici în registru vechi? Care... În momentul când l-am găsit eu cu fotocopia, era, am mers cu ea la primărie și în baza aceea mi-a dat adeverință, care în momentul mai m-a interesat, rezolvați problema. Nu, nu. Da, e posibil să mai întâmple. De asta am întrebat, pentru că nu știa. Se preia sau se menține? Se preiau de la primarul 4, dar în momentul în care am intervenit cu modificări și privire la la cumpărări, la evidența de la cumpărător și s-au înregistrat la cumpărător. Posibil să mai fie și greșeli de transcriere și înregistru. Încercăm să le evităm astfel de greșeli. Informarea comunii privind starea economică, socială și de mediu, acum nu știu ce așa. Aici. Primarul prezintă Consiliului Local un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale. Bugetul anului 2018. În analiza elaborării bugetului s-a căutat satisfacerea la nivel acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli, iar pe parcursul anului, prin rectificarea bugetului, s-a acordat o mai mare importanță cheltuielilor din domeniul gospodăriei comunale, învățământului, protecție socială, asociarea populației. Compartimentul impozite și taxe a contribuit în mod direct la realizarea prevederilor bugetului local din venituri proprii, provenind din impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, prin aplicarea tuturor măsurilor de stabilire și colectarea creanțelor bugetare care au condus la stabilirea de
sume suplimentare și care au alimentat venituri proprii ale bugetului Consiliului Local al Comunului Suntemare. În calitate de ordonator principal de credere, am urmărit în mod strict execuția bugetară și, în special, am fost interesat de realizarea veniturilor proprii, care reprezintă principala sursă din care se alimentează cheltuielile pentru realizarea obiectivelor comune. În ceea ce privește repartizarea sumelor pe capitole la cheltuieli, acestea s-a făcut ținând cont de fundamentările întocmite pe fiecare activitate în parte, precum și veniturile bugetare locale disponibile la nivelul de an și de trimestru. Sinteza activității desfășurate în anul 2018 și execuția bugetară detaliată la finele anului 2018 este prezentă în continuare. Pentru anul 2018, Consiliul Local al Comunei Suntemare a avut propus un program de venituri și cheltuieli pentru bugetul local în sumă de 6.498.500.000 de lei, total venituri 9.948.500, total cheltuieli, realizându-se la parte de venituri suma de 6.246.227 de lei. Un procent de 96%. Veniturile în sumă de 6.244.227 de lei s-au realizat astfel. Sumele de falcate din TVA, 3.808.343 lei. Impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital, 1.035.730 lei. Subvenții, 445.616. Venituri proprii, în sumă de 954.536 lei, din care ponderea o reprezintă impozitele și taxele pe proprietate, clădiri, terenuri și mijloace de transport. 50,28% în sumă de 479.970, din care 54,28% reprezintă impozit, clădiri, terenuri și mijloace de transport, persoane fizice, 24,58% reprezintă impozit, clădiri, terenuri și mijloace de transport, persoane juridice, 21,14% reprezintă impozit, teren extragan. Au fost debitări 4.000 de contribuabili, persoane fizice și 54 contribuabili, persoane juridice. Din partea de cheltuieli, realizarea este în sumă de 1.244.818 lei. Coeficient de realizare 22,88%. Programe și proiecte de finanțare externe. Strategia locală de dezvoltare a Comunei Suntemare pentru perioada 2016-2020 a avut în vedere o serie de linii strategice vizând infrastructura locală, soluționarea problematicilor cu caracter social, educațional, cultural, de sănătate și altele. Urmându-se o mai bună valorificare a resurselor locale, revigorarea tradițiilor, crearea, reabilitarea infrastructurii de tip rural și punerea în valoare a poziționării geografice în deplin respect față de mediul înconjurător. În contextul proceselor complexe de tranziție suprapuse cu cele de integrare europeană, cea mai delicată problemă la nivel local este insuficiența fondurilor de la bugetul local de a realiza investiții de anvergură în care să răspundă pe de o parte bugetul local și pe de o parte nevoile actuale ale cetățenilor, iar pe de altă parte tendințelor de dezvoltare ale Comisiei. Astfel, Comuna este încătușată între necesitatea de a răspunde financiar impunerilor legislative la nivel local și nevoia de relaxare și dezvoltare continuă a Comunei, intrată deja în competiție cu Comune din Marea Casă Europeană. Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală s-a impus în cele din urmă ca o condiție esențială de progres, o gândire unitară cu privire la căile necesare de urmat, creând pe premisele apariției unui efect sinergetic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări locale
armonioase și durabile. Dar dacă dărim disunea la adânciră, de ară, cum mă rog. Ca la adânciră din America. Scoate WC-urile și bagă băi. Ba? Scoate WC-urile și băcați băi. Și nu mai ai spune cu ea ce ești. Nu mai știu, da? Hai să da. Discuții și nu? Ba da. Să subliniez un pic ce reiese din sinteza PSD-ului acolo. Suntem încătușați. Nu suntem încătușați. Suntem încătușați că avem personal la primărie incompetență. De-aia suntem încătușați. Asta la diverse. Dar nu la diverse. Imaginea subiectului. La starea economică. Gabi. Cum nu și-au luat discuțiile astea? Dar cum nu și-au luat? Are loc discuțiile astea. V-am expus realizările îndeplinit. Nu, ar spune și suntem încătușați. Nu putem. Suntem încătușați financiară. Nu din... Da, da, financiar, înseamnă să suntem încătușați financiar. Promit că m-a spus, din cauza lucrărilor care le avem de executat și cofinanțării din partea noastră, fiindcă colectăm foarte puțin bani, iar lucrări sunt foarte multe. Din cauza asta suntem încătușați. Din cauza asta suntem încătușați. Dacă am avea un buget, eu știu, de 20 de miliarde de ani, poate ne-am descurcat altfel. Primul gând a omului este să aibă astea sunt investiții care sunt prioritare într-o comună. După părerea fiecăruia, dacă întrebe absolut toată comunitatea asta, primordial stă apă, canal, asfalt, asta interesează pe om. Nu că la duci tu pinenea X, pe care nici nu poți să-l aduci, dacă nu vrea, nu vrea, să facă nu știu ce fel. Poftim, mă, fruția ta veche. Când venit aduce comunii? Și, na, un exemplu, simplu. Noi avem acces la dată în condare și știm cât venit aduci. Cât venit aduci? Plătești un pozit de plătiri și atât. Da? Fiindcă n-are angajați, n-are... Are angajați. Ce angajați? Eu știu ce. Are angajați, mă vorbește. Unde ai firma? Ce treabă are în acolo? Dar nu vorbim de aici. Dacă aduci, plătea să vină, să faci, să crească bugetul comunei, trebuie să aduci investitori din nivelul chimicului. Să facă, nu știu ce, construcție aici, să ai mobili de angajați. Cu aici cum au unul ăla să mai crească? Nu mai demate cum au căiuțul. Fabrici de exploatare. Da, ce treabă. Da, mai căiuțul. Poftim că instituția e căiuțul. La două, trei crâșmi ce avem noi, ce mai... Da, și noi n-am atras. Aici se vede. Cu politici fiscale. Aici avem probleme. Dai terenul gratis. Am avut stația, am dat-o. Că a fost orgolii noastre proaste. Ce stația? Stația la Putinar, cu ce-am dat? Să nu am dat. Dar noi? Noi? Am dat, dar la tăși n-am exercut, am dat mai interim. Cât s-au luat tasele? Nu, stația uneau... Păi bun, dar la tăși n-am plătește tasele la Mănești? La diverse. Diverse ce vrea să zic. Domnul Moreu Matei, aveți un lucru. Deci începem cu bine, da. Mulțumesc. Și vă rog să mă lăsați. Să-mi spun punctul de vedere. Într-o chestiune de interes comunal. Ca să mă extrem la nivel național. Domnul Vecin, vă rog să ne explicați ce anume definim prin gunoi permis de pus la acolo și ce nu este nepermis. Și am să mă explic de ce vă întreb prima treaba asta. Deci gunoi permis, a fi pus în cubela neagră, constă în resturile menajerii, alimentare, eu știu, în casă, aspirator, praf, în casă, așa. Mai puțin plastic, mai puțin hârtie, sticlă, da? Care trebuie scoase în containerele astea, de le avem noi amplasate, care sunt la școală, la primărie. Și mai puțin balastul. Balastul e un astea sunt gunoiurile menajerii care trebuie să îl pusi în cubela neagră. Iar ceea ce trebuie pus separat sunt sticlele, pefurile și cu hârtia, care se colectează o dată pe lună, la începutul fiecărui an, în prima săptămână, în prima joi
Da, da. În lună, vine separat în mașina prestului și le ridică pe acele gunoaie. Noi, dacă am putea convinge cetățenii să scoată selectiv toate deșeurile astea, ne-ar crește și cantitatea respectivă. Astea, cantitățile astea, dacă noi le dăm selectate pe criteriile astea, ne scade din valoare. Din valoare pe care trebuie să o plătim adesul. De-aia ducem o campanie de genul ăsta. Fiindcă dacă la anul, la nivelul anului 2018, adunam undeva la 10-15 tone de gunoi pe lună, acum am ajuns să adunăm vreo 20-25, în condiții în care cât uși de cât mai și selectăm. Da? Anul trecut știți foarte bine, când se punea șurume, cușă, cenușă și din toate, tot și nu era în campanie la. Cenușă nu indica sub nicio formă, fiindcă poți scoate dimineața cenușa din sobă, cu un cărbune acolo, pune în mașină, acolo și gătiși, nu știu, poate aprinde, nu am vrea și de foc. Deci sub nicio formă, cenușa este în discuții, sunt o grămadă, și bă, pentru un castron de cenușă care l-a pus acolo, uite că nu l-a luat cu el. Păi nu ți-a luat, na, nici nu e normal să-ți ia dacă ai fost cenușă. Rumecușul, foarte simplu, poate strânge biodegradabil, descompune, strânge, la fel, ca, trebuie oarecum, nu știu, ieri spunea cineva că a găsit în container hălăciucă de la vie. A, sunt doar iată, chiar așa, așa. Da, mulțumesc. Dar acum să-mi continui. Da. Am întrebat treaba asta, deoarece scandal în ultimele 3 săptămâni, în timp ce privește colectarea și calitatea materialului acolo. Nu sunt de acord, atenție, și vă atrag atenția, nu sunt de acord cu poziția domnului polițistul local Matei, vis-a-vis de comunicarea cu oamenii. Nu așa se comunică. Dacă ar explica frumos, cinstit, omenește, nu să trecem de regulă amenințare, acum îți dau amendă, vă explică-mi omule. Ce anume să pun, ce anume să nu pun. Da. Și să nu trec de idee, tot ce mi-a spus acum, ce frumos ar fi, ce bine ar fi, punem câteva alea în punctele mai da. Dom'le, aia nu pune, aia nu pune și aia nu pune. Și atunci știm să-l întrebăm. Da, asta e unul. Și atenție acum, atenție pentru ăla. Știți ce pregătesc oamenii vis-a-vis de asta? Dom'le, n-am să plătesc noi până la sfârșitul lunii. Voi. Să vedem. Deci trebuie să luăm măsuri. Atenție. Să nu depășesc ideea cu gunoiul. Sunt 3 gospodării case în spate la mine acolo, știți dumneavoastră despre ce e vorba, unde mașina de noi nu putea să intre, am înțeles, dar acum poate să intre. Din primăvara asta, chiar din iarnă putea să intre, foarte simplu are 2 posibilități. Și oamenii plătesc gunoi și nu îl ridică nimeni. Păi dacă nu ridică nici gunoiul și nici la părunță, să nu-l pun, unde Dumnezeu să-l duc, ce să fac? Deci mașina să meargă, domnul Vici, să are șosea, mai ceva ca la infrastructură făcută, au trecut cu tona de marca, bun, am rezolvat-o și asta. Mâncă un lucru, mă rog, frumos. Cine știe exact unde locuiesc, lângă mine există o gospodărie. Da. Probabil că e înscrisă și înregistrat de acolo. Eu, mie nu mai rămâne decât să apelez la domnul Croitoru, să apelez la pompierie. Domnul Vici, e un real pericol de incendiu. Sunt case la 3 metri de acea casă, iar eu la 5 metri de acea casă. Un lucru este un individ. E plină casa de liane, de asta și așa, care sunt uscate. Nu mai spun crengării, nu mai spun de am șerpi în curte, de acolo vin. Mă înțelegeți dumneavoastră și acolo stă un om, un individ stă acolo. Dacă trece un... Acum știm noi, de la orice se poate întâmpla, arunc un chiștor. Vă dați seama ce se întâmplă acolo? Vă rog frumos! Vă rog frumos, că eu sunt dispus să mă înțelegem. Vă rog frumos! Ceva trebuie luată măsură. Eu am făcut și voi face cât îmi permite sănătatea curățenie în acea zonă cu Urița și anul ăsta am făcut-o, dar nu pot, de asta nu mai e de admis crengi uscate de
10 ani acolo în curte și alea iau foc. Iau foc și instantaneu de la, de la ceva. Vă rog frumos, luați, luați măsori. Sunt, sunt nevoi să luați pompieri. N-am avut. Dar vrei să iei și pompieri, la primul, la primărit, să-l trebuie? Nu, trebuie de sensare. Nu, poți să-i primești și noi am zis-o pe aici. Am zis-o, am zis-o, am zis-o. O fost și ceva să iau cum... Da. Își modifice comportamentul, da? Cine? Am să iau o caz și pe ceea ce ați spus cu gospodările alea. Da. Vicinul, și intră în mașina de lupes. Iar aici cu... gospodăria cu valerul ăla, nu știu. Acolo e mai dificil de intra în proprietatea omului. Vedem. Aici da, avem ce trebuie ce... ce, ce o tărână pe urmă. Care sunt? Da. Îl da. Dacă mai e problemă, vreau să vă spun, la noi este foarte mult de lemn care iese în patagenă, deci numai spii și oamenii plătesc impozite. Deci nu profită de terenul la loc. Cum se poate să... Păi dacă terenul proprietatei... Păi da, dacă terenul proprietatei, fiindcă și să-l curți. Ce-ți mai este? Nu mai poate curăță nimic. Au ajuns spii, nu poți intra. Da, da. Nu mă ce nu le mai pe lume. Din chem primăria să curse de lume lucru aici. Și la 80 de hectare care le da. Păi, acum, acum e și hotărârea de Consiliul Local prin care se majorează prețul terenului cel în care nu puțin. Exact. Dar știu dacă e o soluție asta. Să te duci, îi dai omului amendă din 500 de ori mai mari față de așa aprobat să nu iau dată. Ce asta de la domnul Costică. Plus îi dai omului... Asta nu-i subiect. Problema, problema asta se termină, domnul. Problema se pune așa. N-au fost drumuri de acces. Oamenii n-au avut acces la sfință. Sau... Iar noi. Iar noi. Acum 30 de ani, 40 de ani, eram la drumuri că își făcea fiecare. Domnul să ajungă la bucat de-a lui. Acum aș vrea primăria să-i fac leac să-i dă pe sala. Domnul Lubici, domnul Elea Mare. Păi, domnul viceprimar, se discută de ani de zile despre gardul cimitirului din Sarozoaia. Domnul Gabi a spus șarampoi, o tăia scândură, s-a dus acolo, o scândură nu mai este și a existat și lipsa asta de preocupare și din partea noastră și a dumneavoastră special. Zi de trecut am aflat că însă o noutate pe masa de lucru a local. Acesta pădării Costică a fost desemnat cândva și colecteze, spate colecție din sat și mi s-a aflat ca strâns ăsta pe 27 sau 28 de milioane și a luat 47 sau 48 șpalieri de gard. Din târgi, unii a fi luat doar bine, cu chitanță, el e justiță. De altfel a luat 4 sau 5 sunuri de plasă de gaz. Și-o-s, doamne, de rușine de oameni, cum am dus la ușa lor și am văzut, e foarte jenați. Asta, doamne, cum a tare cu cimitirul, să iei doar și cum am putut, și noi, ca oameni și ceilalți. Bă, fraților, el a zis acum că are lipsă de forță de muncă, că vrea să facă gardul. Și spre rușinea noastră, cu toate hotărârile, ridicările de mâini, ședințele Consiliului Local, gardul de la cimitirul din Bogdara, Matastino, zice, a rămas de izbeci. Chiar e o rușie acolo, acolo toate și mașina de noi, acolo cu morci, acolo se facă. Zice omul că duce lipsă de forță de muncă. Haideți omul leagă problema asta. Omul ăsta a făcut niște eforturi. Știi, dăm forță de muncă prin acești oameni de la 416, coordonat, care este. Omul a zis că știe ce are de făcut. El a mai făcut niște acțiuni pe acolo. Peste cimitirul ăla a sus, acolo, într-o porniță asta sau bisericuță, cum vreți să o numim, a fost bolovan când mai era la plec, a fost pusă piață. El s-a străduit cu niște oameni pe acolo, oamenii dacă îi cheamă din sat de acolo, ceri bani, cât îmi dai pe zidă, vine să stori șapte. A turnat șapte. A zis, omul ăla, că problema asta la mână. Să ne ocupăm de treaba asta, să dăm forță de muncă, nu acesta vădăreți,
și supravegheț, el e pensionar și domnule, sunt dispus să mă ocup și treaba asta. Șparie, pânză de rețea de oicuri de sârmă, să facem gardul ăla, poate să nu mai fie discuții de ani de zile. Și mă întreb acum, unde s-au dus materialele astea care s-au procurat pe acolo? Mi-am gândit foarte bine că domnul Cantă, domnule, dau loc să se taie și să o tăia scândurile. După cum știți, da, știți, a fost viceprimar și știți exact cum să rezolvă problema cu Paste 16. Dar haideți să facem problema la asta. Problema s-ar putea rezolva foarte, foarte simplă prin implicarea Consiliului Parohial. Așa cum se implică la Consiliul Parohial, la Vinișoara, se implică la Rădeana. Mergeți acum la Rădeana să vedeți câte sacrificii au făcut oamenii. În momentul în care s-a dat brad, biserica de la Dâmbovana, două secunde, la Dâmbovana s-a făcut o biserică nouă, iar aici, cu același material, s-a luat. Aici e vorba de forță din muncă, n-are nicio legătură cu apă. Vorba de forță din muncă. Cimitirul ăsta era în Nevoiești, sau în Dâmbovana, și s-a vorbat mai mult, poate. Deci, nu e adevărat. Nu poți să faci decât la... decât cu
aprobarea cu cererea din partea ocolului Silvic, dacă sunt suprafeții de plan al ocolului. Și urmările la ocolul Silvic. Asta e aia bani. Da, bă, avem. Hai să identificăm o zonă care... Uite, o zonă care... Nu poți, acolo nu poți. Acolo nu poți. De ce nu poți? Fii terenul oameni. Unde sunt fii terenul oameni? Tot ce e acolo e terenul oameni. La limbarată, acolo la... la mine? Da. Cum sunt fii terenul oameni? Așa simplu. Nu, acolo nu poți. Să nu poți, acolo nu poți. Dar tu n-ai pus un pom. Au venit alții și te-au pus la față. Pom. Și noroc pe alții că nu e rost casele. Și arătare au rămas, s-au făcut companie mare. Da, dar băie sunt loc, domnule. Suprafieți, băie sunt de... Și ai făcut o fără de legi că ai plantat acolo în domeniul cu prietul ăsta. Măi, cum o fi trebuit de policină, cum am făcut? Cum vede? Poți să-i bă așa? Da. Ca plăvânt de luna născutată, ca plăvânt de luna anterioasă, mai o săptămână de sol. Da. Da, să-i luna mare. Proții să se face asta. Dar domnule Marcă, vă spun. Hai, apropo de ce spunea colegul nostru, particular. Părinții mei locuiesc, au o cale de acces de 120 de metri. Nu este proprietate privată, este doar cale de acces da. Care ține primărie, s-a discutat problema asta. Bun. Părinții mei au 89 metri. Vis-a-vis de ei, dar la ceva distanță, e o altă uliță unde locuiesc tineri, în jur de 30-35 de ani. Nu întotdeauna, poate am și eu alte probleme, să scot gunoi la 100 de metri. La cei de 35 de ani, să duc lucrătorii care îi corectează gunoiul, le ia de la partea funcțională domnului, le duce înapoi. Apoi, cei de 88 de ani care abia se mișcă, nu se duce niciodată. Cui să mă adresez? Este corect? Nu este corect? Am încercat, am mai avut discuția asta. Mi s-a spus că cineva din partea primăriei va însoți mașina de gunoi pentru colectare, cântărire și așa mai departe. Și să vorbesc cu acea persoană. Respectiv cu Matei, că el nu are nicio vină. Am vorbit eu. Între timp, s-a decis să se renunțe la chestiunea asta, în sensul că nu mai însoțește nimeni din el. Au mașină. Da. Cum procedezi totuși cu oamenii ăștia? Există un... responsabil zonal, să mă adresez locului ăla. Nu știu. Ăsta e un aspect. Doi. Tot legat de ce a spus colegul nostru. Referitor la micii care aveți acolo, să faceți o adresă către ISU Bacău. Vă spun din proprie experiență că ISU Bacău vă va trimite la primăria Ștefan care are în organizare un serviciu privat de pomenire. Înțelegeți? Și pentru ocolii, sau mă rog, a scurtat drumul ăsta, cel mai corect este să vorbesc cu ei. În afară de asta, există cadrul tehnic special încadrat pentru activitatea de prevenire a incendiilor. Acea persoană, împreună cu cineva din Poliția Comunitară și Poliția Statală, cei de la postul de poliție, pot merge acolo și va măsuri. În rest, ce să vă zic? Cam este. Ar mai fi și alte probleme, dar nu e timp. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da, asta era de la început. Vreau să vă dau un telefon. Da, sunt și eu. Dacă nu mai sunt discuții, că pentru următoarele trei luni vin la președinte de ședință, care vreți să... Propuneți un... Să propuneți. Aia. Următoarele trei luni, propuneți un președinte. Ce este pentru următoarele trei luni? Propune. Ia. E voieți? Da, da. Domnul Proitor. Cine este pe ședințele. Ședințele pe următoare trebuie. Da, să vă manifestă ședințele pe următoare. Da, am care e pe aprilie, 24, nu că nici 24, da. Rămânește? Foarte, 24. Un video convenit, frumos. Domnul Mare, domnul următoare, domnul ședinții nu vine, pleacă cu o delegație. Atunci se face.
intervin prin telecomunicații. Deci, rămâne 24 aprilie, da? Da, mergem la